Directorul economic Narcisa Cristea, dar și Ermina Pasăre, șefa de la Urbanism, au intrat în concediu medical. Deși aflat în perioada de preaviz de 15 zile, cele două au hotărât să apeleze la o soluție mai puțin ortodoxă pentru a scăpa de concediere. Concediul medical salvează pe acestea deoarece în perioada de însănătoșire, contractele de muncă nu pot fi încetate. Doamnele în acel preaviz de 15 zile au intrat în concediu medical. Astăzi și doamna Pasăre și doamna Cristea sunt în concediu medical, a transmis edilul Marcel Romanescu. Narcisa Cristea și Ermina Pasăre au ajuns la un pas de concediere după ce au primit calificativul nesatisfăcător de la primarul municipiului Târgu Jiu. Pentru a-și apăra funcțiile, acestea au contestat în instanță calificativul acordat. Au contestat în instanță calificativele, au cerut suspendarea efectelor evaluării făcute de mine până când se judecă pe fond. Ar trebui să se judece în regim de urgență, a mai afirmat Marcel Romanescu, primarul municipiului Târgu Jiu. Astăzi este termenul în procesul Erminei Pasăre, iar Narcisa Cristea are termen în data de 6 mai.